A început distribuirea în școli a chestionarelor pentru vaccinarea elevilor cu vârste de peste 12 ani împotriva coronavirusului, în care părinții își pot exprima intenția cu privire la imunizarea copiilor. Deocamdată vaccinul nu este ok pentru copii și nu aș fi de acord. Ca părinte n-aș fi de acord. Deocamdată. Nu și nu voi face acest lucru. Din motive reale. Nu este destul de testat încât să vaccinez copilul. Eu nu mai am copii, am nepoți. Ce pot să spun? La vremea mea nu te întreba nimeni. Bine, mulțumesc. Deci știți cum era înainte? Primeai frumos o citație acasă, te duceai să vaccinezi copilul, bine, nu? Amendă. Eu sunt bunică, dar fiecare părinte poate decide. Virusul e atât de puternic și face ravagii încât fiecare decide. Deci nu trebuie impunere. Persoana desemnată pentru protecția sanitară la nivelul unității de învățământ va transmite direcțiilor de sănătate publică chestionarele completate de părinți. După exprimarea intenției de vaccinare de către părinte, copilul va fi imunizat cu acordul informat exprimat în scris și în prezența părintelui. Demersul autorităților se lovește însă de refuzul părinților de a-și vaccina copiii. În situația în care părinții își vor da acordul pentru imunizarea copiilor, în școli vor fi distribuite echipe mobile de vaccinare.